Găsit, dragi telespectatori, vă spunem bun venit din nou la Vocea Credinței, emisiunea noastră și de data aceasta avem bucuria să-l avem împreună cu noi pe Daniel Stanger. Dânsul a mai fost în emisiunea noastră. Vă reamintesc că dânsul locuiește în Israel, este director de programe la Muzeul Nazaret, dar de asemenea este pastor și un slujitor al lui Dumnezeu. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră în studioul nostru. Și eu mă bucur că m-ați invitat din nou. Uh, pentru emisiunea de astăzi și probabil încă o emisiune o să facem împreună cu uh, Daniel, am vrea să oarecum să ținem uh, tema uh, emisiunii noastre, tema credinței, dar uh, o să o numim prin ochii credinței și, într-un fel, de la emisiunea trecută la care l-am avut pe Daniel aici, am fost și eu în Israel și am putut să văd frumusețea acestei țări și l-am avut pe. Daniel, ca și ghid acolo, și am înțeles multe lucruri. De data aceasta, aș vrea să facem oarecum un tur în Israel, avându-l pe Daniel aici și am numit emisiunea aceasta prin ochii credinței. Aș vrea să ne uităm la câteva lucruri din Israelul de astăzi, încercând să înțelegem timpurile. Din vremea Domnului Isus Hristos. Așa că, Daniel, ne bucurăm de, de tine că ești aici. O să încercăm să ne spui câteva lucruri despre uh, Israelul de astăzi și felul în care putem vedea lucruri din trecut astăzi acolo. Aș vrea să începem cu un prim uh, punct de atracție acolo și este vorba de Zidul Plângerii. Ce ne poți spune despre. De ce se numește Zidul Plângerii? Um... Israel are frumusețea lui și pe mine mă fascinează ori de câte ori vorbesc cu unui grup ori de câte ori vorbesc despre Israel de fapt în ultimii ani a ajuns viața mea să spun așa și zidul plângerii e un loc, un loc unde sunt marcat de fiecare dată când mă duc nu știu dacă dacă, dacă cuiva s-a întâmplat să te duci într-un loc și să simți de fiecare dată și să simți inima cum îți bate în piept mm. acolo că ești într-un loc Deosebit că ești într-un loc adevărat, să spunem așa, și Zidul Plângerii este unul dintre ele. Zidul Plângerii se numește în felul acesta pentru că evrei se adună acolo, se roagă, și creștinii, unii dintre primii creștini care au venit și au văzut evrei rugându-se și plângând acolo. La au numit Zidul Plângerii. Am rămas surprins și eu. Eu nu știam de unde vine numele, dar acum am înțeles în vizita asta în Israel de ce se numește Zidul Plângerii. Și, practic, care e povestea acestui zid? Deci, zidul se numește. Deci, normal, numele zidului este Zidul de Vest pentru că face parte din fosta așezare a locului unde Templul a fost zidit. După cum știm în scriptură, se spune că Templul a fost zidit pe muntele templului, însă zidul acesta este parte din ceea ce irod cel mare care a trăit aproximativ în perioada Domnului, puțin înainte de Domnul și puțin în perioada când el s-a născut deci el a construit ceva pe care să așeze un templu mai mare decât decât nivelul templului care era menționat în scriptură. Și ce se vede astăzi este numai parte din cutia de piatră pe care el a zidit-o deci acest zid de vest este exact zidul de vest al acestei cel munte pe care el l-a reașezat, l-a remărit și a, în acest fel a pus pe deasupra, a pus uh, templul uh, nu al lui Solomon la o scară mai mare, templul Irod pe care Biblia nu-l menționează, dar în istorie se cunoaște lucrul acesta. Deci pur și simplu nu este parte din uh, templu, pentru că Mântuitorul a spus nu va rămânea piatră pe piatră, ci este pur și simplu din ceea ce Irod a construit a așezat templul deasupra. Și de ce vrei să închină astăzi aici? Pentru că este, de fapt, locul cel mai aproape de Sfânta Sfintelor, unde ei pot să ajungă. Și atunci, fiind un loc sfânt unde Dumnezeu a fost prezent pentru o perioadă bună de timp, este loc unde îl poți vedea pe Dumnezeu și găsi pe Dumnezeu și azi. Și atunci, practic, privind istoric în trecut, um... Templul acesta e un templu care a fost zidit de Irod, este templul în care Iisus Hristos a intrat, exact. dar noi nu mai avem decât o, o rămășiță aici, este un zid uh, care uh, practic înconjura templul, înconjura muntele. M muntele. Uh, și uh, am, am văzut acolo în tunelurile respective, am văzut oameni rugându-se, am văzut și o piatră imensă, cât, cât e de mare piatra asta? Deci piatra asta face parte din exact zidul acesta pe care el l-a construit. Sunt două astfel de pietre în acest zid, are 600 de tone, este a doua piatră ca mărime din lume și are aproximativ 15 metri lungime. Wow. Cât este de înaltă nu se știe cu exactitate pentru că se văd urmele dălților din perioada romană când ei au vrut să dărâme templul, au încercat să dărâme, dar probabil că n-au reușit și li s-au epuizat forțele, probabil nu știu dacă la jumătatea mm -hmm. spargerea acestei pietre, dar nu se știe cât este de înaltă, dar este 15 metri cu aproximație lungă și 600 de tone. Când am fost acolo în, în, la zidul plângerii, am avut câteva momente în care ne-am rugat cu ceilalți prieteni cu care eram în vizită, și a fost un moment în care am rămas singur și am văzut câțiva evrei, și pe unul dintre ei care se ruga și plângea efectiv în rugăciunea lui. Am început să mă rog și eu pentru el că mă gândeam că are o problemă deosebită. Practic, evrei merg acolo și se roagă pentru problemele lor speciale sau îi un pentru orice fel de problemă. Revin la ce am spus mai devreme, pentru că e locul cel mai aproape de locul unde Dumnezeu a fost prezent, deci este locul unde evrei în mod deosebit consideră că Dumnezeu este prezent și credința lor este atât de mare acolo, pentru că toți vorbim despre pașii credințe și despre credință, credința lor este imens de mare, că acolo Dumnezeu îi poate asculta. Și asta este motivul pentru care de fiecare dată când cineva intră în Ierusalim, ca evreu nu se poate să nu viziteze zidul plângerii, eu dacă aș locui în Ierusalim cred că zilnic m-aș duce acolo și nu neapărat pentru că eu cred în, în sfințenia unui loc anume cum e zidul plângerii, dar într-adevăr cum am spus la început, simt ceva exact când ajung acolo de fiecare dată sunt niște promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut exact. cu privire la locul exact. respectiv și noi credem că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și ăsta e motivul pentru care și creștinii vin acolo chiar dacă nu sunt evrei. Țineți minte că spune când Solomon a dedicat templu dacă străinul care va veni în casa aceasta și se va, se va pocăi și va se va ruga în casa aceasta ascultă-l din cerul și acest lucru este valabil și pentru evrei, dar și pentru evrei. și ăsta e motivul pentru care evrei vin, se roagă pentru motive personale, pentru bunăstarea poporului, pentru pacea în Israel. Ați văzut și bilețele la cele da, care da, le pun da, da. acolo deci eu știu creștini care vin cu noi, cu grupurile care vin de acasă deci toate rudele lor adună bilețele scriu și le dau așa un teanc de bilețele numai când ajung la zidul plângerii să le pună uh -huh. pentru că oamenii cred în, în în prezența lui Dumnezeu acolo și noi credem că Dumnezeu este prezent într-un mod special dar credem că Dumnezeu este prezent când îți doi sau trei adunați în numele Sigur Lui că da. Sau... Uh. Tot aproape de locul acela mai este încă o, un punct de vizitare și este legat oarecum de templu, este un institut al templului. Exact. Ce se întâmplă acolo? Și cred că ați fost acolo în institutul da, templului, da, deci da. e un loc unde eu, eu personal cred că orice creștin ar trebui să meargă, pentru că institutul templului, deși este o instituție evrească, deci nu este o instituție creștină, ei cred în rezidirea de al treilea templu. Și în acest sens au făcut acest, să spunem, muzeu, dar este mai mult decât atât, pentru că ei cercetează și fac totul în sensul reconstruirii celor de-al treilea templu. Au toate uneltele templului menționate în scriptură, în Vechiul Testament, în mărime naturală. Există lista cu preoți făcută ca atunci când se va rezid templul ei să... Slujească la templu. Deci totul este în mărime naturală. Ce avem preoții acolo, poate telespectatorii o să vadă și câteva imagini. Sunt uh, uh, ținuta, acostumația exact. pentru preoți. Hainele preoțești, avem chivotul legământului care este o copie și conform tradiției evrești el nu poate fi folosit în cel de-al treilea templu, trebuie să se găsească cel original, dar este acolo în mărime originală și poate lumea să vadă exact cum era chivotul legământului. De asemenea este, este masa pentru punerea pâinilor, sfeșticul cu șapte brațe ligheanele de aramă și tot ce s-a folosit în templu este acolo în mărimea naturală. Deci este un loc extraordinar unde omul poate să să vadă uh, cu ochii lui ceea ce scrie în Biblie și probabil că niciodată n-a avut ocazia să-și imagineze cum sunt aceste lucruri. Mi-aduc aminte că în, în vizita pe care am făcut-o cel care ne prezenta institutul templului era un, un tânăr, ne-a spus că el este levit și l-am întrebat uh, pe ce se bazează în tot ceea ce, ce spun și mi-a spus că pe lângă textele scripturii ei au, folosesc Talmudul și l-am întrebat dacă crede ceea ce spune Talmudul și mi-a spus că am rămas surprins, mi-a spus, cred, până la ultima literă tot ce este exact. scris în Talmud. Poate că ne poți spune câteva cuvinte despre Talmud, ce cu Talmudul acesta, dacă, cum s-a format? Este, este legea orală pe care, care a fost transmisă din generație în generație, așa cum în alte religii, ca și în creștinism, există legea orală. La evrei, aceasta s-a transmis din generație în generație și, mai mult decât atât, rabinii au interpretat legea, adică cele cinci cărțe lui Moise, care unde avem porunci, după cum bine știți sunt cele 10 porunci, sunt 613 mitzvoturi sau porunci pe care vrei trebuie să le îndeplinească și aceste porunci trebuie să interpretate, că de multe ori lucrurile sunt așa, nu foarte clare acolo. Ce au făcut rabinii? Au explicat ce înseamnă lucrul acesta, ce înseamnă lucrul acesta, cât este un drum de șabat și așa mai departe și toate lucrurile acestea sunt în Talmud, deci aceasta este interpretarea rabinică este lege orală care a fost transmisă și mai târziu a devenit scrisă, iar Din... pentru evrei nu există lege scrisă, tora, fără lege orală. Deci nu nu se concepe lucrul ăsta. Și deci practic ei fac conexiunea aceasta între uh, Vechiul Testament sau uh, legea veche și legea orală care o au în Talmuți, unde sunt interpretările uh, dacă telespectatorii noștri sunt curioși să știe de exemplu, una dintre dezbaterile din Talmud era legată de prioritatea legilor. Dacă ai două legi care se întâlnesc și se suprapun, cum ar fi legea Sabatului, trebuie să ții Sabatul și legea tăierii în prejur. Dacă tăierea în prejur ziua a opta, a da, ziua opta a vieții. A vieții, da. Pica în ziua de sabat, care dintre cele două legi trebuiau ținute? Legea sabatului sau legea tăierii în prejur? Și se pare că în Talmud a căzut că legea tăierii în prejur este deasupra legii sabatului, și atunci se face tăierea în prejur chiar dacă este ziua sabatului. Da, și, cu alte, și în alte sărbători sau în alte lucruri este aproximativ la fel. Și când stai cu de vorbă cu un evreu, cum, cum ați spus mai devreme, într-adevăr, el o să spună: Învățații noștri ne-au spus cum au spus rabinii noștri, deci asta este foarte, foarte important pentru evrei. Pentru evrei. Cum, cum vezi tu lucrurile acestea? Adică noi cred că trebuie să ne uităm din perspectiva faptului că Isus Hristos a venit, s-a întrupat, a murit, a înviat pentru, pentru noi, s-a înălțat la ceruri și cum, cum vezi tu lucrurile? Acum hai, de, hai să revenim probabil la ceea ce am avut o discuție cu altă ocazie, a, cum privesc eu legea. Deci mm. pentru mine legea este importantă pentru că e legea ta de Dumnezeu, însă legea este numai un îndrumător, cum spune Noul Testament. Eu nu sunt mântuit prin lege, nu sunt mântuit prin faptele legii, ci sunt mântuit prin Ieșoa Mașiah, cel care a venit să ne dea viață. Și același lucru este și cu privire la învățătura orală. Deci noi credem în cuvântul scris al lui Dumnezeu ca evrei mesianici, adică în tora, și ceea ce este scris acolo este de pentru noi, nu învățăturile rabinice. Mm -hmm. Mm -hmm. Și credința ta în Isus Hristos poate că ar fi interesant să asculte, să, să știe ascultătorii noștri. Cum crezi tu că poate fi un om mântuit? Un om mântuit, mântuirea de fapt, sau salvat, sau nu știu de fapt ce înseamnă mântuire? Înseamnă salvare de păcate, iertare de păcatele pe care le ai. E adevărat că evrei tot timpul au fost îndemnați să privească spre lege și au fost îndemnați să aibă sacrificii, care astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta. Deci noi ca și evrei mesianici, noi credem din toată inima noastră că Iesua este cel care a fost jertfa de sacrificiu pentru fiecare dintre noi. El și-a dat viața pentru noi, El a murit la Golgota pentru păcatele noastre și prin credința în El suntem mântuiți atât vrei cât și vrei. Iar faptele legii nu mai ne îndrumă spre El și de fapt asta este ce, ce s-a întâmplat. Și cred că fiecare dintre ascultătorii noștri ar trebui să se gândească. În mod deosebit, aș vrea să spun dacă sunt evrei care ne ascultă astăzi. Știți că o, buca, o bună bucată de vreme m-am întrebat ce să fac eu să cred exact cum cred creștinii sau să cred cum cred evrei și mi-am dat seama că de fapt ce spune în scriptură în Vechiul Testament toate referințele sau toate prorocile legate de Mesia s-au împlinit în Iisus Hristos în Iesua și ăsta e momentul ăsta e motivul de fapt pentru care eu cred deci ce urmează? Cred că toți evrei ar trebui să citească Vechiul Testament, apoi Noul Testament, chiar dacă în iudaism este o carte interzisă, și Dumnezeu este cel care ne luminează pe fiecare dintre noi. Uh -huh, uh -huh. Um, haideți să ne întoarcem puțin la uh, partea aceasta cu uh, Templu uh, și cu Institutul Templului, cu Muntele Templului. Uh, din câte am înțeles. Uh, Acolo în, în evrei așteaptă să facă reconstrucția uh, celui de-al treilea templu. Cât de pregătiți sunt ei pentru asta? Deci dacă veți veni să vedeți din nou acolo la Institutul templului, la un moment dat în filmulețul de prezentare pe care îl au la sfârșit, spune acolo în paranteză, scrie trei săptămâni. Uh -huh. uh, acum ei n-au vrut să supere nici pe unul, nici pe altul și de aceea au pus în trei săptămâni. Dar dacă veți sta cu de vorbă cu directorul Institutului Templului sau cu unul dintre ghizii de acolo, vor spune că dacă se pune piatra de temelie a Templului. Trei săptămâni durează construcția templului. Și ei au toate materialele au toate materiale pregătite. Asta e motivul pentru care ei se numesc Institutul Templului. Nu este numai un muzeu care arată aceste unelte, ci pur și simplu ei fac toate cercetările legate de reconstrucția templului. Până și vaca roșie, un element care nu trebuie să lipsească din închinarea la templu. Deci s-a găsit gena, acum, acum crește vaca roșie și probabil că va, totul va fi pregătit înainte să se pună piatra de temelie. Uh -huh. Este interesant, fiind la o emisiune Vocea Credinței, este interesant ce pot să facă oamenii, ce pot să creadă oamenii. Oamenii aceștia au credință. Exact. care e problema? Unde crezi tu că e problema lor? Cred că problema evreilor, deci oarecum sunt, mă încadrez în acest subiect, așa că nu cred că cineva ar trebui să aibă o problemă cu asta, deci mă încadrez în subiectul ăsta al evreilor. Cred că problema a început exact când a venit Domnul, când a venit Iesua, când a venit Isus, pentru că atunci oamenii l-au renegat ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia însuși și ăsta e motivul pentru care evrei au degenerat adică în fiecare, din fiecare generație în loc să meargă în sus, deci ei au mers în jos din punct de vedere spiritual din punct de vedere financiar și uh, alte puncte de vedere, deci au excelat într-adevăr și asta este o dovadă că Dumnezeu nu i-a părăsit și că Dumnezeu este cu ei încă din punct de vedere spiritual, deci cred că totul trebuie să aibă fundament biblic și biblic când mă refer ca și evreu mesiani, nu mă refer numai la Vechiul Testament ci și la Noul Testament ei resping Noul Testament și cred că asta este o problemă. Credința în Mesia, toți evrei o au și ăsta e motivul pentru care Institutul Templului va fi reconstruit potrivit cu evrei și potrivit cu evrei mesianici și ei cred că atunci când templul va fi reconstruit și Mesia va apărea uh -huh, uh -huh. și acum ei nu știu că, de fapt, în felul acesta împlinesc profețiile biblice, pentru că, probabil, Anticristul ar trebui să fie în Templul lui Dumnezeu și, par mesia, cel pe care l-au străpuns, îl vor vedea și îl vor recunoaște. Deci, în felul acesta, ei merg spre, profe spre împlinirea profețiilor biblice. Deci, credința este, însă, credința trebuie să aibă fundament biblic și, din nou, biblic înseamnă Vechi și Nou Testamental, după părerea mea. Deci, credința are toată lumea. Uh, chiar și cei care spun că nu au o credință, totuși au o credință, dar am înțeles astăzi în emisiunea asta legat de credință că sunt două lucruri foarte importante. Primul dintre ele este uh, fundamentul pe care este așezată credința ta și asta uh, a fost surprinzător pentru mine când am fost acolo în, în Israel să văd că sunt oameni musulmani care se roagă în felul lor, evrei care se roagă în felul lor și creștini care se roagă în felul lor și până la urmă fiecare dintre ei spun noi avem dreptate, de aceea e foarte important să ai ca și fundament al credinței tale adevărul sau cuvântul lui Dumnezeu. Și un al doilea lucru legat de credință este obiectul credinței. Obiectul credinței noastre este Isus Hristos. Exact. Și asta trebuie să știe toți. Noi nu credem că ne putem mântui, ne putem salva prin propriile forțe, prin faptele noastre, prin gesturile noastre de caritate. Mântuirea noastră a fost săvârșită, împlinită. De către Domnul nostru Isus Hristos la, la cruce, a murit pentru păcatele noastre. Cine vrea iertarea Lui, cine vrea salvarea, trebuie să-și pună nădejdea în această jerfă de pe Calvar. Uh, frate Daniel, îți mulțumim frumos pentru prezența ta în emisiunea noastră. Uh, dacă vrei să spui un ultim gând ascultătorilor noștri și o să încheiem emisiunea. Deci credința este foarte importantă. Și dacă n-ai credința adevărată care e bazată pe scriptură și pe adevărat obiect al credinței care este Yeshua Hamashiach, s-ar putea să fii un om care să ai realizări pe pământul ăsta, dar importantă este și veșnicia. De deci ce cred că fiecare ascultător ar trebui să se gândească la lucrul ăsta? Mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!